Mohamed Murad este noul președinte executiv al Partidului Ecologist Român. La Congresul General PER din 12 martie a fost votată noua structură de conducere la nivel central. Vreau să vă mulțumesc că m-ați primit cu brațele deschise. Chiar am simțit de partea fiecare dintre voi că aveți încredere în mine. Asta este foarte mult pentru mine și mă obligă să întorc această încredere peste un an, 2, 3, 4, că ați luat o decizie foarte bună, nu bună. Am ales să nu mă duc în niciun partid construit, pentru că eu sunt omul construcțiilor. În 2018 am sărăzit 1 milion de metri pătrați construit de mine, de la zero. Iar acum am ales o adevărată fondație care sunteți dumneavoastră pentru a ridica cel mai frumos și interesant construcție politică în România, împreună cu colegii mei. Omul de afaceri recunoaște că până vom vorbi despre proiecte ecologice, în România trebuie rezolvate problemele serioase legate de condițiile de trai. Cel mai mare dușman al nostru a tuturor pe acest glob se numește sărăcie. Cum putem convinge o persoană care nu are cu ce să încălzească, să se facă mâncare, să nu mai tai pomul din curte, dacă nu are să facă acest mic necesități cu altceva? Sărăcie este în contrazicere cu noi, și mai ales când vorbim despre ecologiști. Cum putem vorbi despre educație ecologistă când omul, orice mănâncă, aruncă peste tot orice, că e vorba de foamete? Deci avem, în primul rând, de a face cu cele 1.300.000 de gospodării în România care au și astăzi veșeori în curte. Candidatura lui Mohamed Murad la funcția de președinte executiv PER a fost o surpriză pentru multă lume. În ultima săptămână am fost sunat de foarte mulți prieteni dragi care m-au întrebat pentru ce politica. Dar de ce acum? Dar de ce un partid atât de mic când puteți merge în PNL sau în PSD? Și știu că ați avut această ofertă. Răspunsul meu, cred că mulți dintre ei l-au înțeles, pentru că, înainte de a vă spun de ce, m-aș prezenta cine sunt eu, în scurt timp. Spunea domnul președintele Pop că sunt cam un mic filozof, dar nu se poate să poet. Nu se poate vorbi de nimic în viața asta fără a transmite un sentiment curat și corect. Asta avem nevoie astăzi în România. Spunea Einstein, cu aceeași conjectură întotdeauna vom avea aceeași rezultat. Mohamed Murad promite că partidul din care face parte va intra în Parlament în 2024. La congres au participat delegații ale organizațiilor ecologiste din toate județele țării, fiind prezenți un număr de 1.500 de membri. Cu această ocazie s-a lansat un program economico-politic de guvernare bazat pe investiții în energia verde, dar și protejarea mediului înconjurător. În actualul context economic, PER propune guvernului investiții în producerea energiei electrice pe hidrocarburi. Dănuț Pop și-a reconfirmat poziția de lider al partidului, el fiind reales președintele PER. N-aș vrea să mă retrag din politică înainte de a duce acest partid în Parlament, acolo unde este locul. Este foarte greu să fii ecologist, în primul rând în România, fiindcă noi promovăm politici cinstite, îndreptate către grija pentru oameni și natură.